Pompierii au fost sesizați în jurul orei 5 dimineața când comuna Leu din Dolj o casă a luat foc. S-au deplasat acolo cu două autospeciale și au stins flăcările. Proprietarul locuinței le-a spus că nu este nimeni înăuntru, însă când pompierii au intrat în casă au găsit trupurile carbonizate a trei persoane. Erau soția și cele două fiice ale bărbatului de 12, respectiv 15 ani. Îl întrebară ce zisă că el pusă, mă, veta, fetele unde sunt? Zice, dă-le dracu că pusără foc și fugiră. Așa le-a spus pompierilor. Așa a spus el. A fost cu mine în Germania, da. Și în Hamburg, dacă nu îi sta poliția, mi-a luat gătă. Deci era o persoană agresivă. Foarte. Se mai făceau ei, se mai certau. El mai cârlua în gură, mai venea de bunile. Ce-o fi avut de... Dar v-ați gândit vreodată că o să recurgă la un astfel nu, de gest? Nu, nu ne-am gândit niciodată la așa ceva. Nu. Din primele cercetări ale anchetatorilor, pe trupurile aproape carbonizate ale celor trei victime sunt și plăgi înjunghiate și urme de violență, ceea ce îi duce la ipoteza că bărbatul le-a dat foc ca să-și ascundă fapta. Necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate firul întâmplării, deoarece cu bărbatul nu pot vorbi deocamdată. A fost transferat la Spitalul de Arș din București cu arsuri pe jumătate din corp. Arsuri de grad mare pe suprafață întinsă. În momentul de față starea este extrem de gravă, deci prognosticul este unul destul de grav, aș putea spune rezervat. Bărbatul era foarte agresiv și își bătea deseori soția și cele două fiice, însă nimeni nu credea că va recurge la un astfel de gest.